Bun găsit tuturor, doamnelor, domnilor, sunteți la Prima News, suntem împreună pentru 3 ore de acum înainte, începem ca de fiecare dată cu titlurile orei. Piața muncii s-a mai răcit anul trecut, dar rămâne încă tensionată. Cererea de forță de muncă a încetinit ușor la 1,1% în 2023, în scădere de la plus 2,3% în 2022, resimțind încetinirea economiei și creșterea costurilor cu forța de muncă. Serviciile și industria au fost principalii vinovați de această încetinire a creșterii ocupării, în timp ce sectorul care angajează semnificativ este cel al construcțiilor pe fondul numeroaselor proiecte de infrastructură aflate în curs. FMI estimează că în economiile avansate, inteligența artificială ar putea afecta aproximativ 60% dintre lucrători, aproximativ jumătate dintre cei expuși, obținând o productivitate mai mare, dar și venituri mai mari. Inteligența artificială ar putea afecta aproximativ 40% din locurile de muncă din economiile de piață emergente și 26% din locurile de muncă aflate în țările cu venituri mici. Peste 100 de companii au depus la Ministerul Energiei solicitări de finanțări nerambursabile de stat prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru proiecte de construire de capacități de stocare a energiei electrice în baterii, anunță Profit.ro. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a cerut public comisarilor gărzii de mediu să aplice amenzi magazinelor care, citez, își bat joc de cetățeni, unii dintre ei captivi în anumite sate sau comune, cărora le refuză plata garanției de 50 de bani la ambalaje prin sistemul de garanție returnare. Europol a preluat controlul la peste 100 de servere din 9 țări europene, inclusiv din România, în cea mai mare operațiune împotriva sistemelor care folosesc boți pentru atacuri cibernetice. Bitdefender este menționat alături de alte companii internaționale ce au oferit suport acțiunii Europol, arată BusyDay. Și continuăm cu informații externe. Perioada vacanțelor în Grecia este tot mai aproape, de aceea autoritățile de la Atena au introdus reguli noi pentru turiștii care călătoresc cu autoturismele personale și iau feribotul. Mai exact, șoferii de mașini electrice, hibride sau alimentate cu GPL trebuie să știe că pentru a le fi permis transportul cu vehiculele pe feribot, bateriile mașinilor electrice nu trebuie să fie încărcate la mai mult de 40% din capacitate, în timp ce vehiculele alimentate cu GPL nu trebuie să aibă mai mult de jumătate de rezervor plin. Catedrala Notre-Dame va fi redeschisă pe 8 decembrie la 6 ani după ce un incendiu i-a devastat acoperișul, în condițiile în care acest termen a fost impus de președintele Emmanuel Macron după incendiul din 15 aprilie 2019, redeschiderea catedralei nu va putea avea loc înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice, programate să aibă loc în această vară în Franța. Informații din sport acum. Cătălin Golovca este gata să revină pe teren. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani este liber de contract de la începutul anului, după ce s-a despărțit de Chindia Târgoviște. După o pauză de o jumătate de an, Golovca se află în negocieri foarte avansate cu o altă formație din Liga Secundă, CSM Slatina, conform liga2.prosport.ro. Acesta este cotat la 150.000 de euro pe Transfermarkt. Și așa cum v-am obișnuit, pe final, informațiile meteo. Astăzi cerul se va menține senin pe parcursul zilei în aproape toate regiunile. Vor exista norări temporare accentuate pe timpul ploilor. De asemenea, se vor înregistra precipitații cu caracter torențial, descărcări electrice și vânt puternic în vestul, centrul și în Moldova. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade Celsius. Două teme vă propunem în această primă oră de dezbateri, una pe economic și una pe politică externă și pe viitorul politic al lui Klaus Iohannis, după analiza politică care indică faptul că ar trebui să se retragă din cursa pentru șefia NATO. Și asta vă întrebăm și pe dumneavoastră, cei de acasă, dacă ar trebui să se retragă Klaus Iohannis din cursa pentru
șefia NATO. Așteptăm răspunsurile, părerile, comentariile dumneavoastră, coordonatele le știți, pagina de Facebook Prima News, numărul de WhatsApp afișat pe ecran, 0727-222-244. Luăm o scurtă pauză și revenim la dezbatere. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct, îl avem alături de noi pe Sabin German, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Salutare, Sabin! Salutare, salutare, Andrei! Apar analize politico care pun o presiune pe președintele Klaus Iohannis să se retragă din cursa pentru șefia NATO. Acum, dacă ne uităm pe date, cel puțin pe declarațiile oficiale, pare că președintele Klaus Iohannis nu a reușit să obțină o susținere masivă după anunțul candidaturii la NATO, după anunțul că vizează acea funcție înaltă în Alianța Nord-Atlantică, să fie șef la NATO. A reușit să convingă Ungaria, care nu știu cât a reușit Klaus Iohannis să convingă Ungaria, cât Ungaria are o problemă cu Mark Rutte, practic, în urma unor declarații ale premierului olandez Mark Rutte la adresa Ungariei. Deci, practic, de aici vine reticența Ungariei privind candidatura lui Rutte. Bineînțeles, spre bucuria lui Klaus Iohannis ca un susținător. Slovacia rămâne incertă, nu știm ce va alege. Ar trebui Klaus Iohannis să facă un pas în spate? Eu cred așa, că echipa lui Klaus Iohannis, în momentul în care a pus problema candidaturii, și-a asumat inclusiv scorul mic de susținători. Asta e una la mână. Doi. Este destul de păguboasă alăturarea asta, voluntară, circumstanțială, cum vrei să-i spui, dintre România și Ungaria-Slovacia. Adică România totuși a rămas, așa cum a fost ea, mai sărăcuță un pic, în interiorul valorilor europene, a rămas alături de acea Europa de la început, cu valori, cu principii, etc., fără să încerce să bruscheze filozofia integratoare a Uniunii Europene. Nu se poate spune același lucru despre Ungaria și Slovacia. Și atunci este o alăturare păgubată, repet, chiar dacă este conjuncturală. Aici deja, cred că nu mai este vorba de pasul în spate, ci de niște negocieri care vor merge înspre, hai să zicem, acordul pentru Mark Rutte, da? Și o altă funcție pentru Klaus Iohannis. Mă gândesc la un comisar european pentru apărare, cea mai mică funcție pe care o poate lua. Pentru că, sigur că noi avem tot felul de idei despre Iohannis. Ba că merge la schi, ba că merge în vacanță, ba că etc., etc. Dar nu știm ce este în spatele acestor, între ghilimele spus, vacanțe. Să nu uităm că a fost în America de Sud și în 24 de ore, Brazilia, de exemplu, dacă bine mi-amintesc, a trecut de la un fel de neutralitate pro-putinistă, dacă îmi permis oximoronul ăsta, la o atitudine foarte clară împotriva invaziei. Păi și crezi că asta îi se datorează lui Klaus Iohannis? Adică poți să legi cele două momente? Nu știm asta, dar merită luat în calcul. Adică e un pic riscant să aruncăm doar negru, 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 negru. Și dacă a fost altcine, n-am aflat. Eu am exercițiul ăsta cu Emil Constantinescu. Când s-a retras în 2000, toată lumea a înjurat atitudinea lui. Acum aflăm, de vreo 2 ani de zile, că s-a retras tocmai ca să putem intra în NATO, că a fost un târg cu Ion Iliescu, nu votez împotrivă și te abții, pentru că PDSR-ul spusese că votează împotrivă, da? Și eu îți las locul ție liber la Cotroceni. Adică sunt lucruri care se află peste ani și ani și ani, și s-ar putea să nu fie chiar așa de negru dracul ăsta pe care vedem toată ziua în breaking news-uri la televizor. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu spun în felul următor. Noi vedem un Iohannis pe care îl bumbăcim sau nu îl bumbăcim. Da, îl dăm de pere sau nu îl dăm de pere. Dar pentru tot ce înseamnă instituție europeană, credibilitate, etc., sunt două lucruri care contează. Unu, este un tip previzibil și în geopolitică, mai ales în situația în care geopolitica este efervescentă,
previzibilitatea este o calitate în top, de top. Și doi, să nu uităm totuși, este un președinte cu două mandate, este un președinte care a ținut, sigur, împreună cu alții, cu echipă, cu guverne, cu etc., linia asta pro-europeană și pro-atlantică. Adică, dincolo de insatisfacțiile noastre, există niște atitudini care îl fac pe Klaus Iohannis eligibil pentru o funcție europeană. Asta cred eu. Dincolo de emoție, că am ales și n-a făcut nu știu ce și n-a fost foarte vizibil sau mai știu eu ce reproșuri s-ar putea face. Bun, atunci de aici se mai ridică niște întrebări. Una, spuneai mai devreme că poate consilierii lui Klaus Iohannis, care l-au sfătuit să-și anunțe candidatura, poate nici n-au luat în calcul vreo secundă să aibă foarte mulți susținători. Și atunci ne întrebăm ce joc a făcut Klaus Iohannis sau de ce a acceptat asta, știind că cel mai probabil nu va obține mulți susținători, poate ca prilej de negociere sau ca un mijloc de negociere pentru altă funcție. Și a doua, spuneai de comisar european pentru apărare. E o funcție suficient de puternică pentru un fost șef de stat? Pentru că și aici sunt niște discuții. Ce funcție ar putea obține președintele Klaus Iohannis ca să fie, să fie pentru un fost șef de stat? Adică, de regulă, în zona asta de comisaria sunt foști miniștri, foști pentru un șef de stat, na, poate o funcție ceva mai înaltă. Sau cine știe, poate o funcție de comisar de apărare, pentru apărare, întărită și de, nu știu, o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene, dar oricum să obțină mai multe lucruri ca să fie mai tare funcția asta pentru un fost șef de stat. Acum, la prima întrebare, hai să înțelegem că nu există partide de drag și partide de lege. Lucrurile astea așa se negociază. Nu există doar alt și negru în politică. Este o artă a negocierii, o artă a compromisului convenabil. Va trebui să înțelegem că nu doar Klaus Iohannis face lucruri de genul ăsta, care sunt acceptabile, absolut acceptabile și chiar frecventabile în politica mare, ci toată lumea. Adică interesul este să poți să spui proiectele în vigoare, în valoare, în momentul în care ai destulă putere. Da. Asta e unul la mână. Doi, în actuala conjunctură geopolitică, eu zic că funcția asta de comisar pentru apărare este cel puțin, dacă nu mai importantă, decât șeful Comisiei Europene, funcția de șef al Comisiei Europene. Pentru că aici, practic, ai făcut un fel de, nu știu cum să zic, o să nu pară nici panicar, nici nu știu cum, un fel de șef al armatei europene sau șef care distribuie pur și simplu roluri în ceea ce înseamnă armata europeană sau, mă rog, apărarea europeană. Da. Îmi găsesc cu greu cuvintele pentru că nu vreau să pară un fel de prefață la ceva rău care va veni, ci pur și simplu, ca din precauție, Uniunea Europeană, având în vedere efervescența geopolitică, va trebui să aibă și o astfel de funcție. Pentru că s-a dovedit porcăria aia de pan-rusism, pan-slavism de la Trubescoi încoace din anii 20, 1920, încă mai înviorează, mai răcorește spiritul rus. Adică acea Europa de la Kamchatka până la, de la Vladivostok până la Lisabona. Ei asta au în cap. Nu sunt, v-am uitat acum pe un sondaj, nu știu dacă e adevărat sau nu, în Rusia e destul de greu cu adevărul, da? Dar când 87% din sondajul ăla spun că îl susțin pe Putin, atunci avem un mare semn de întrebare. Un mare semn de întrebare vis-a-vis de legitimitatea pe care un popor care oricum trăiește prost, da, mai puțin Moscova și Sankt Petersburg, da, o legitimitate acordată ca un cec în alb unui dictator, unui invadator, unui ucigaș, unui criminal de război dat în urmărire internațională de Curtea Penală Internațională. Aici va trebui să ne gândim. Va trebui să gândim cu capul nostru, dar să gândim global. Gândim global și acționăm local. Asta este altceva decât o simplă butadă. Până acum a fost o simplă butadă, ne-am bucurat că avem touchscreen-uri, comenzi, volane, etc. Acum va trebui să înțelegem că va trebui să apărăm ceea ce avem. Asta nu înseamnă cu arma în lume, dar înseamnă cu o doză de precauție și o doză de instituționalizare a apărării. La asta mă gândesc. Iar face cadou premierul Marcel Ciolacului Klaus Iohannis această propunere venită din partea țării noastre, pentru că trebuie să fie
vizată și propusă de guvern, respectiv de premierul Marcel Ciolacu. Știi foarte bine că mie nu-mi place Ciolacu, dar îți spun un lucru. Marcel Ciolacu nu mai este cel de pe vremea lui Dragnea. Da, de acord. Da, Marcel Ciolacu înțelege în sfârșit că orice prim-ministru, da, în sfârșit, că lucrurile stau totuși într-o lume interconectată și va trebui să ții seama de parteneriatele pe care le ai, să negociezi în favoarea țării tale și nu în favoarea unei persoane și o funcție ca asta pe care eu prezum că s-ar putea acorda lui Klaus Iohannis este în interesul tuturor și mai ales în interesul flancului de est. Acum vedem dacă polonezii, de exemplu, care sunt foarte puternici și foarte vocali și foarte bine că sunt așa, nu vor face alte jocuri oneste. Atenție, când zic jocuri, parcă dai așa o nuanță peorativă, dar nu despre asta este vorba, ci pur și simplu despre interesul flancului de est, în care există doi piloni importanți, Polonia și România. Polonia pe partea de sud-est, România pe partea de sud-est, Polonia pe partea de nord-est. Adică va trebui să vedem cumva de sus acea Europa și să nu ne lăsăm îmbălsămați de simpla campanie electorală, de simple breaking news-uri, pentru că aici este vorba de interesul național. Nu mai este vorba de simpatia sau non-simpatia față de Klaus Iohannis, nu mai este vorba despre aș vota cu partidul X sau aș vota cu partidul Y. Nu mai există stânga și dreapta în apărare. Bun. Întorcându-ne puțin la NATO, în cazul în care Klaus Iohannis vrea în continuare spre NATO, am putea asista, nu știu, poate la o rocadă Joana Iohannis? Mă refer la NATO. Nu-mi dau seama. De obicei, secretarul general este din Europa și șeful, să zicem, operativelor militare, că nu știu cum să mă exprim altfel, este din Statele Unite. Acum, Joan are totuși calitatea de secretar general adjunct. Nu știu în ce măsură conjunctura asta geopolitică îl poate propulsa, să zicem, în funcția de președinte al României, lăsându-i loc la Klaus Iohannis. Pentru că aici nu vorbim numai de români. Noi va trebui să înțelegem că suntem într-o familie euroatlantică în care fiecare avem aceleași drepturi. Nu putem trage toată spuza pe oala noastră. N-avem cum. Și nici nu e normal așa. Va trebui cumva un sistem tentacular, mă gândesc, în care să înțeleagă toți partenerii occidentali că în România și Polonia există o memorie etică vis-a-vis de Rusia. Polonia a dispărut de două ori din cauza Rusiei, România a fost invadată de 11 ori de Rusia. Adică noi avem acea memorie, acea emoție vis-a-vis de porcăriile pe care le fac rușii. Da? Nu suntem în situația Germaniei Federale din 70, da, cu un Willy Brandt extrem de împăciuitor, între ghilimele, și acum se văd efectele. Da? Dacă nu era foarte înjurat Green Deal, da, Uniunea Europeană rămânea dependentă de Rusia. Așa, uite că am rezolvat mai cu vântul, mai cu soarele, niște lucruri esențiale pentru economia noastră și pentru viața de zi cu zi. Deci asta este vorba. Nu suntem singuri în Europa, nu suntem singuri în univers. Nu suntem buricul Pământului. Aici, pentru mine, este foarte important să existe o structură defensivă, da, care să-mi apere fiecare moment al vieții mele. Apoi că e american, că e polonez, că e român. Mai puțin important. Va trebui să conștientizăm și noi românii că, ok, suntem cetățeni români, dar în același timp suntem cetățeni euroatlantici. Facem parte din lumea liberă și aici nu mai discutăm despre compromisuri, ci discutăm despre niște veleități pe care doar lumea liberă le are. Faptul că putem alege liber, faptul că pentru mine Uniunea Europeană este o altă țară, da? În interiorul căreia se află România, da? Suntem cetățeni euroatlantici. Va trebui cumva să ne obișnim cu ideea asta și să luăm toate avantajele din ea, inclusiv o mentalitate. Bun. Întorcându-ne la președintele Klaus Iohannis, crezi că a mai fost un scenariu la un moment dat, încercam să-mi amintesc dacă l-am mai discutat cu tine, dacă nu în emisiunea de la prânz la Talk News cu siguranță l-am mai discutat, a mai fost o variantă să fie simulată o luptă între președintele Klaus Iohannis și Mark Rutte și să apară un al treilea.
Crezi în această variantă? Este posibilitatea, este posibilitatea. Prima dată au vorbit despre asta țările baltice, da? Vorbim de Acala. Există posibilitatea asta, însă la scorul pe care îl are Mark Rutte și la credibilitatea pe care o are în fața partenerilor externi, începând cu Statele Unite până la Franța, Germania, etc., un pic mi-e greu să cred asta. Acum depinde cum vor juca, de fapt, Ungaria și Slovacia. Pentru că, din păcate, țările astea, Ungaria a fost premiantă în 2004. A intrat ca fiind cea mai pregătită țară pentru Uniunea Europeană și a ajuns astăzi o aie neagră, trebuie să spunem asta. Da? Slovacia, la fel, abia scăpase de Mecear, da? Un naționalist îngrozitor, noi l-am avut pe Iliescu, dar a fost un fel de zero barat lângă Mecear, și a intrat în Uniunea Europeană, acum este în zona euro, adică n-ar avea niciun motiv, nicio țară din lume, din Uniunea Europeană, să fie împotriva Uniunii Europene. Înțelegi? Din și culmea, o Românie care părea vulnerabilă, reforme întârziate, politicieni corupți, etc., în fruntea tuturor clasamentelor triste, de la sănătate până la educație, iată o țară care părea nepregătită și totuși ține cu dinții de euroatlantism. Asta trebuie valorizat. Și trebuie mers înainte, pentru că, ok, noi vorbim acum despre salarii, despre cere, despre sindicate, despre etc. Sunt subiecte secundare. Sunt subiecte secundare și pentru următoarele 2-3 decenii este foarte clar că preocuparea pentru securitate va deveni una esențială. Și aici nu vorbim de război, să nu înțeleagă lumea că va veni războiul cu Rusia. În niciun caz. Panica e la fel de proastă ca războiul. Vorbim despre preocupări de securitate. Adică să înțelegem perfect, începând de la ce trebuie să am în cămară, până la o atenție mai mare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în jur. Și asta o spun cu speranța că mentalitatea se va schimba. Da. Legat de zona asta de conștientizare, nu de zona de panică, dar de conștientizare că avem o situație tensionată în estul Europei sau o amenințare care vine dinspre est. Ca o concluzie, cum stă România la capitolul ăsta? Eu zic că stă mult mai bine decât țările occidentale. Dacă mă uit la Franța cu Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, România este acolo unde ar trebui să fie. Sigur că există o presiune din partea suveraniștilor, care refuză Uniunea Europeană, dar nu refuză salariul de la Parlamentul European. Însă, în momentul în care vorbesc despre Roexit-uri, vorbesc despre NATO care, cu ghilimele, se face țintă, etc., etc., asta ne arată un lucru. Și ar trebui să punem o întrebare celor care încă mai stau așa într-o balanță, oare să votez cu suveraniști sau nu. Ați vrea să aveți la est un vecin numit Ucraina sau un vecin numit Rusia? Pentru că Ucraina s-a primit lecția tristă din partea Dar Rusiei. Cum reușesc să abia rușii încă să găsească în partea asta a Europei, după ce au invadat o țară, găsesc tot felul de susținători. Vedem și prin clasa noastră politică că se mai vâră câte unul, câte altul, care au înclinații mai degrabă spre zona asta. Putem merge și în Republica Moldova, da? Unde am văzut un ping-pong de-a lungul istoriei lor. Ba au venit pro-europeni la putere, ba au venit pro-ruși. Adică acolo luptele politice sunt foarte divizate și societatea în ansamblu, de asemenea, cel puțin dacă ne uităm la diferențele ideologice între mediul urban și mediul rural. Cum reușesc rușii, după ce au invadat o țară în 2024, au readus războiul în Europa, cum reușesc să-și găsească astfel de susținători? Îți spun cum. Prin lovituri în mante, exact cum lovești o bilă de biliard, care să lovească o altă bilă de biliard și cealaltă să intre în un loc unde să intre. Adică, nimeni nu spune sunt pro-rus. Doar intră pe conspirații anti-americane, conspirații anti-europene. Adică ei ambalează pro-rusismul în anti-europenism și anti-atlantism, anti-americanism. Și asta este o boală veche nu numai la noi, în Europa. Gândește la De Gaulle care a scos Franța din NATO. Da? Să ne gândim că la noi, încă în Europa de Est, sunt totuși puțini. Undeva la 20% maximum, dacă sunt ăștia. Dar ei se pot schimba foarte repede, pentru că toată politica asta
anti-europeană pe care o duc unii, trebuie să ținem seama că este foarte volatilă. E foarte ușor acum să vorbești despre anti-Europa după ce ți-ai adus o mașină din Germania, ai pus Grecia în Spania sau ești cercetător în Franța sau Germania. Da? Sau ai rude, că practic nu cred că există vreun român care să nu cunoască sau să nu aibă vreo rudă plecată în afară. Lucrurile astea se vor regla. Eu nu sunt înfrământat de asta. Sunt acolo în țarcul lor, îi cunoaștem, vin cu tot felul de porcării. Am văzut un afiș că Europa ne obligă să mâncăm vieri, tot felul de porcării de astea din partea unor tic, despre care presupuneam până acum că sunt cultivați. Se poate, pot exista și tipi educați, oameni educați, dar să fie jigodii. Aseară îl vedeam pe unul care spunea despre faptul că Europa a găsit pacea doar cu creștinismul și vedea cu biserica. Adică, pe de o parte, a implicat biserica într-un joc care nu-i aparține și biserica trebuie să ia o atitudine la faza asta. Și doi, este o minciună. Războiul de 30 de ani a fost pe catolici și protestanți. 30 de ani Europa s-a măcelărit. În momentul în care Europa s-a secularizat și a așezat biserica la locul ei, respectat, onest, dar fără să intervină în treburile statului, în Europa a apărut pacea. Dar pentru că ei mizează pe o anumită bisericoșenie, pe o anumită, nu știu cum să-i zic, stilul ăla de, știi, nu știu dacă e bine să, e ca pariul de cap. Pariul Pascal, scuză-mă. Pascal zice așa, bă, dacă există Dumnezeu și nu cred, am pus-o. Bă, dar dacă există și eu cred, băi, n-am pierdut nimic. Ceva în genul ăsta fac și ei. Ei încearcă să meargă la maximum cu toate porcările lor conspiraționiste, sperind oameni. Oamenii vor trebui să-și dea seama și să se întrebe de ce nu mai vin atâtea milioane de români plecați înapoi în țară. Pentru că acolo le este mai bine. Pentru că acolo sistemul le apreciază munca și nu-i presurizează cu conspirații sau cum mai știu eu ce. E foarte simplu. Bun, îți mulțumesc, Sabin, te mai așteptăm la Prima News. Mulțumesc și cu alte ocazii în emisiunile de la prânz. Îl avem alături de noi și schimbăm registru, intrăm pe teme economice de această dată. Guvernul vrea majorarea salariilor cu 10% pentru anumite categorii de bugetari. Avem și un impact pentru această măsură, un impact destul de mare, de mare având în vedere problemele cu care se confruntă România la nivel bugetar. Avem un deficit bugetar mare, la care se mai adaugă un impact de 1,2 miliarde de lei în 2024. Vorbim despre unele categorii. Totodată vă mai spun că majorarea salarială aceasta de 10% va fi realizată în două tranșe. Totodată guvernul are de crescut salariile profesorilor, a doua tranșă care ar urma să o primească în această vară, le-au mai promis medicilor bani și urmează să crească și pensiile de la 1 septembrie. Domnul profesor Costin Lianu este alături de noi, profesor de economie. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu. Pare că da, nu ne revenim, domnule profesor. Încă o promisiune, salarii pentru anumite categorii de bugetari mai mari cu 10%. Păi avem o situație în care facem încercări, nu facem foarte multe analize de impact. Dar vedem și aici este o problemă, ca economist trebuie să o spun, că impactul poate fi judecat în mai multe registre, în mai multe implicații, că un impact poate fi pe termen scurt asupra bugetului, un impact pe termen mediu și un impact pe termen lung. Ceea ce putem constata din aceste soluții, care sunt destul de ad hoc, că chiar dacă analizăm impactul pe buget, bugetul nu suferă foarte mult sub aspectul cheltuielilor, pentru că o parte din venituri se întorc la buget prin impozitul pe salarii. Deci putem vedea și partea aceasta, dar problema care o văd eu este legată de modul în care creșterea salarială se regăsește într-o strategie mai amplă de competitivitate a României, care ne lipsește.
și bugetul și dezbaterile pe buget și dezbaterile pe cheltuieli și pe venituri se bazează tot pe ideea de strategie de competitivitate. O țară care are, are competitivitate scăzută, un grad scăzut de inovare, un grad scăzut de productivitate a muncii, este inevitabil o țară care va cârpi mereu soluții privind cheltuielile și veniturile bugetare. Deci și totdeauna va căuta să amâne un verdict. Deci dacă privim așa, cum să spun eu, tabloul mai mare, asta putem constata. Bun. Cât își mai permite guvernul să facă toate aceste majorări? Și când va veni nota de plată? Își permite să facă pentru că guvernele sunt ciclice, deci o să vină probabil alt guvern, alte personaje, alți oameni și cum știm deja la motivul greaua moștenire, nu vom avea posibilitatea unei, cum să spun, nu tragere la răspundere, că e mult spus, dar unei evaluări așa pe termen lung privind ceea ce s-a făcut, că au fost crize succesive. Soluția la îndemână este împrumutul, adică asta e clar. Asta se va produce. Împrumut. Păi și cât va mai trăi România pe datorie? Că la un moment dat trebuie să le plătim și pe alea, adică noi tot rostogolim niște datorii mai vechi. Păi toți rostogolesc datorii și Statele Unite rostogolește datorii. Deci sunt multe țări îndatorate în lumea asta. Problema este că o mare parte din aceste țări încearcă echilibrarea balanței comerciale, încearcă să găsească atragere, să atragă investiții, să atragă retehnologizări, transferuri de tehnologie, să atragă inovare în țara lor. Deci asta este problema, că riscul dacă nu mărim salariile, dezbaterile pe salarii, eu le văd într-o ecuație salariat-antreprenor. Adică, practic, modelul economic românesc a fost un model bazat pe salarii mici, valoare adăugată scăzută, competitivitate prin acest mod de a face afaceri. Și de aceea, pe lanțul acesta european, regional, mondial, suntem la coadă. Suntem cei care suntem la prima procesare sau nu ne inserăm pe lanț sus de tot unde e valoarea adăugată ridicată. Dar nu putem avea un stat mai suplu, domnule profesor Lianu, un stat mai suplu. Avem peste 1000 de companii de stat, avem o grămadă de angajați, 1 milion și ceva de bugetari. Germania, de exemplu, funcționează cu vreo 170 de companii de stat. Pentru că România nu a reușit să găsească o soluție în parteneriat public-privat, că nici Germania nu, chiar dacă sunt companii de stat, sunt și au și mijloace de susținere din partea, chiar dacă sunt publice, au mijloace suficiente de susținere din partea statului. Niciun politician german care pleacă pe oriunde, inclusiv în China sau în alte țări, nu se duce acolo cu portofoliu să lupte pentru exporturile concernelor germane sau pentru aprovizionarea cu materii prime. Deci au posibilitatea asta. Ceea ce noi nu avem este tocmai această modalitate de a interveni și de a reforma sectorul întreprinderilor de stat, care au funcționat și funcționează pe baza unei scutiri. Totdeauna sunt scutiți și de taxe și de impozite sau amânați. Deci sunt rău platnici cei mai mari. Deci statul ar trebui să-și facă ordine în propriile regii autonome, sau cum se numesc, și să poată să le pună pe criterii de eficiență de piață, să gândească ca un business. Dar mai este mult, ține de intervenția managerială, ține de modul în care este condusă acea întreprindere și cum sunt conduse acele întreprinderi, că ele urmează niște cicluri politice la conducere, dacă ați observat. Da. Deci,
Asta este problema. Soluții sunt, dacă se reformulează foarte clar modul în care partidele politice reușesc să aibă o agendă cu un minim de consens pe competitivitatea acestei țări. Da. Bun, vă mulțumesc, domnule Elianu, vă mai așteptăm la Prima News și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, o să continuăm temele în spectrul economic și în a doua oră de dezbateri, imediat după titlurile orei 13 și, bineînțeles, după o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem la fix. Site-urile web ale 1000 de primării și consilii județene vor fi adaptate sau reconstruite pe un format standardizat național, în baza unui program coordonat de Ministerul Cercetării, Dezvoltării și Digitalizării, aprobat de guvern. Programul prevede alocarea pentru acest an a 50 de milioane de lei, a anunțat la Palatul Victoria ministrul Bogdan Ivan. Ministrul a precizat că, în primul rând, se vor interconecta platformele actuale ale primăriilor cu platformele de plăți electronice, precum ghișeul.ro. Prin implementarea programului, autoritățile locale vor beneficia de un suport practic pentru a se asigura un standard în ceea ce privește solicitările pentru serviciile publice. Și tot ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a anunțat că peste 99% din dosarele de pensii s-au digitalizat, iar după ce va fi finalizat procesul, cetățenii vor putea vedea de pe telefon, tabletă, laptop sau orice alt dispozitiv electronic cât au contribuit la sistemul de pensii, când vor putea ieși la pensie, cât va fi pensia lor sau cât vor fi penalizați în cazul în care vor ieși anticipat la pensie. Peste 100 de companii au depus la Ministerul Energiei solicitări de finanțări nerambursabile de stat prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru proiecte de construire de capacități de stocare a energiei electrice în baterie, anunță Profit.ro. Apelul de proiecte a fost relansat în februarie și are ca obiectiv sprijinirea punerii în funcțiune de instalații de stocare cu putere instalată totală de 480 de MW, până la jumătatea anului 2026. Bugetul schemei de sprijin este însă de sub 80 de milioane de euro. Ministrul Mediului Mircea Fechet a cerut public comisarilor gărzii de mediu să aplice amenzi magazinelor care, citez, își bat joc de cetățeni. Unii dintre ei captivi în anumite sate sau comune, cărora le refuză plata garanției de 50 de bani la ambalaje prin sistemul garanție returnare. Când o persoană vine să înapoieze acel recipient sau să o trimiți la primul supermarket care s-ar putea afla și la câțiva kilometri depărtare, este profund greșit, a spus ministrul. Oficialul a spus că dacă anterior le-a recomandat comisarilor de la Garda de Mediu să explice și să vină mai întâi cu avertisment, acum este timpul să acționeze ferm și să aplice amenzi. Europol a preluat controlul la peste 100 de servere din 9 țări europene, inclusiv din România, în cea mai mare operațiune împotriva sistemelor care folosesc boți pentru atacuri cibernetice de tip malware. Bitdefender este menționat alături de alte companii internaționale ce au oferit suport acțiunii Europol, arată BusyDay. Europol spune că peste 2000 de domenii folosite pentru închirierea de instrumente pentru cei ce execută atacuri cibernetice au fost dezafectate, iar unul dintre principalii suspecți a câștigat cel puțin 69 de milioane de euro din acest tip de afacere ilegală de tip ransomware. Și continuăm cu informații externe. Perioada vacanțelor în Grecia este tot mai aproape, de aceea autoritățile de la Atena au introdus reguli noi pentru turiștii care călătoresc cu autoturismele personale și iau feribotul. Mai exact, șoferii de mașini electrice, hibride sau alimentate cu GPL trebuie să știe că pentru a le fi permis transportul cu vehiculele pe feribot, bateriile mașinilor electrice nu trebuie să fie încărcate la mai mult de 40% din capacitate, în timp ce vehiculele alimentate cu GPL, de asemenea, nu trebuie să aibă mai mult de jumătate de rezervor plin. Mai mult, pasagerii au obligația de a informa echipajul în cazul în care primesc vreun mesaj de alertă legat de vehiculul lor. Catedrala Notre-Dame va fi redeschisă pe 8 decembrie, la 6 ani după ce un incendiu i-a devastat acoperișul.
în condițiile în care acest termen a fost impus de președintele Emmanuel Macron după incendiul din 15 aprilie 2019, redeschiderea catedralei nu va putea avea loc înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice, programate să aibă loc în această vară în Franța. Reconstrucția propriu-zisă a început în anul 2021. Autoritățile au decis că monumentul din secolul al XII-lea, o capodoperă a arhitecturii gotice, să fie reconstruit așa cum era înainte. Prin urmare, lucrările de reconstrucție vor include și refacerea turlei înalte de 93 de metri. Informații din sport acum. Cătălin Golovca este gata să revină pe teren. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani este liber de contract de la începutul anului, după ce s-a despărțit de Chindia Târgoviște. După o pauză de o jumătate de an, Golovca se află în negocieri foarte avansate cu o altă formație din Liga Secundă, CSM Slatina, conform Liga2.prosport.ro. Cătălin Golovca a impresionat cu ani în urmă, pe vremea când evolua la FC Botoșani. Ulterior a ajuns și la FCSB. Este cotat la 150.000 de euro pe Transfermarkt. Și așa cum v-am obișnuit, terminăm cu datele meteo. Astăzi cerul se va menține senin pe parcursul zilei în aproape toate regiunile. Vor exista norări temporar accentuate pe timpul ploilor. De asemenea, se vor înregistra precipitații cu caracter torențial, descărcări electrice și vânt puternic în vestul, centrul și în zona Moldovei. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, vorbim în minutele următoare, continuăm discuțiile pe economie și pe mecanismul pe care vrea să-l implementeze guvernul și premierul Marcel Ciolacu pe zona pensiilor, un mecanism asemănător salariului minim european. Ce înseamnă mai exact acest lucru, ce efecte va avea o astfel de măsură, o să încercăm să explicăm alături de invitați în a doua parte a dezbaterilor. Așadar, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat la discuții. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, îl avem alături de noi pe Adrian Bența, consultant fiscal. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua tuturor, o zi frumoasă. Domnule Bența, guvernul vrea un mecanism de creștere a pragului de la care sunt impozitate pensiile. Spune premierul Ciolacu, explică acest mecanism pe modelul celui de la salariul minim european. Cum puteți explica? Pentru că pentru cei de acasă poate nu e foarte clar ce înseamnă acest mecanism și ce înseamnă acest mecanism transpus pe pensii. Bun, în primul rând ar trebui spus că mecanismul de scutirea unor taxe mici pentru suma de 300 de lei pentru salariul minim european, ce va fi probabil 3700, încă nu este publicat în monitorul oficial, dar probabil acolo va fi la 3700, presupune ca o sumă de 300 de lei să nu fie supuse nici asigurărilor sociale obligatorii și nici impozitului pe venitul din salarii. Noi cunoaștem că astăzi impozitul pe venitul din salarii este de 10%, contribuția la pensie este de 25% și contribuția la sănătate este de 10%. Deci pentru suma de 300 de lei nu se datorează aceste taxe. Cel puțin conform proiectului, deci tot ce spun deocamdată este un proiect, nu este publicat în monitorul oficial. În ce privește pensiile, aici nu prea înțeleg gândirea domnului premier, pentru că noi cunoaștem că pensiile nu sunt impozitate într-o sumă de 2000 de lei și a fost declarată neconstituțională obligația plății contribuției la sănătate, iar din pensie nu ți se reține contribuție la pensie. Probabil domnul premier se gândește să majoreze plafonul pensiilor neimpozabile la o valoare mai mare de 2000 de lei. Probabil așa va fi direcția, nu cunoaștem, deocamdată sunt vorbe și probabil nu va afecta foarte multe persoane, întrucât nivelul
medie din România este, media pensia medie din România este undeva la 1,1 puncte procentuale, asta înseamnă undeva către 2000 de lei. Deci cam toate pensiile în acest moment nu sunt supuse impozitului pe venitul din salarii. Probabil va avantaja pe domnii cu pensii, doamnele, domnii cu pensii speciale, unde acolo sunt pensiile mai mari și unde poate acolo impozitele se plătesc peste plafonul acesta de 2000 de lei. Păi bun, și atunci, cum ați traduce măsura asta? Este strict o măsură electorală sau cum e? Bă? E o măsură populistă electorală? În primul rând discutăm de două măsuri, cea cu salariul minim european și a doua cu o procedură similară pensiilor. Cea cu salariul minim european este evident o măsură electorală. O măsură însă care aduce mai mulți bani suplimentari la buget. Noi cunoaștem faptul că azi, deci la data acestui telefon, salariile minime pe economie până în valoare de 4.000 de lei beneficiau de 200 de lei scutire de taxe, iar pentru ce depășea să plătesc impozitele pe care le-am amintit mai devreme. Cresc salariile cu circa 400 de lei, să majorează la 300 de lei suma neimpozabilă. Cu alte cuvinte, un angajator și un salariat suportă taxe suplimentare pentru 300 de lei. Din punctul de vedere al salariaților, este evident o măsură foarte bună și aici mă refer la cei salariați care chiar câștigă în mod real doar salariul minim pe economie, iar nu primesc alte sume de bani într-un plic semifiscalizat, cum îl cunoaștem noi, zona la gri. Dacă ne punem însă și în perspectiva angajatorilor, eu zic că sunt trei tipuri de categorii de angajatori, iar fiecare dintre ei, ei va reacționa diferit. Vor fi acei angajatori mici, care dau salarii mici, pentru că nu au de unde, nu au rate de profit, care chiar atât plătesc cât e salariul minim și nu mai dau altceva pe diferențe, și aici va fi foarte greu pentru astfel de angajatori. Vor fi acei angajatori care dau salariu minim doar din punctul de vedere al taxelor fiscale și al fiscalității și acordă suplimentar o diferență de bani într-un plic, celebrele salarii la gri. Aici zic eu că e măsură foarte bună, pentru că trebuie să mai scoatem un pic la lumină acei bani de la gri și în altă ordine de idei, de ce să fie concurat neloial un angajator care plătește tot salariul pe statul de salarii față de unul care are niște taxe mai mici pentru că plătește și niște bani la gri, și vor fi probabil categoriile acelei de angajatori care pur și simplu au profituri mari, au rate mari de profit, dar exploatează faptul că în anumite localități, în anumite zone mai sărace ale țării, salariații n-au de ales și atunci este bine să crească și astfel de venituri. Deci, din punctul meu de vedere, măsura însă aduce mai multe cheltuieli, dar va afecta diferit angajatorii în funcție de ratele dumnealor de profit. Și cu siguranță nu trebuie să ne ascundem după degete, și Adrian Bență este angajator, cu toții, atunci angajatorii o să-și recupereze costurile prin majorări de facturare, majorarea prețului la bunurile și serviciile pe care le cumpărăm. În ce privește un mecanism similar pentru pensii, nu îmi dau seama, e prea teoretică ideea, probabil, după cum am spus, se încearcă o majorare a sumelor neimpozabile, adică să bugetul să încaseze mai puțin și să rămână mai mulți bani în mână la pensie, ceea ce este un lucru bun pentru cei care sunt bunicii și părinții noștri în sistemul public de pensii, dar acolo unde avem pensiile speciale, cred că impozitarea trebuie să rămână așa cum este acum. Da. Legat de salariu minim și de creșterea salariului minim, credeți că e o măsură care să vină în sprijinul oamenilor, punând evident presiune tot pe mediul de afaceri? Bineînțeles, această creștere probabil se va regăsi în inflație prin creșterea prețurilor la anumite servicii și așa mai departe. Sau este strict o măsură de a atrage mai mulți bani la buget, având o problemă bugetară destul de mare? Sigur, este o măsură care are mai multe efecte și putem să spunem că, într-adevăr, va crește salariul în mână al salariaților care atât încasează pe salariul minim pe economie.
nu va afecta pe cei care încasează oficial doar salariul minim și vor primi în plicuri alte sume și cu siguranță, din perspectiva bugetului de stat, dacă noi luăm 47% taxe pentru fiecare 300 de lei ori 12 luni, o să vedem că bugetul încasează mulți bani, multe miliarde. Deci și câștigător indirect este și bugetul. Însă, perioada în care aceasta a fost adoptată, înainte de alegeri, ne arată că are și un caracter electoral. Bun. Avem și un caracter electoral. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Bența, pentru intervenție și pentru timpul acordat. O să ne mai întoarcem la acest subiect. Imediat o să facă colegii legătura și cu profesorul Cristian Păun. Doar datele să le prezentăm pe scurt. Practic, salariul minim pe economie va crește la 3.700 de lei începând cu data de 1 iulie. Concomitent cu această creștere, guvernul promite creșteri pentru mai multe categorii salariale de bugetari. O să revenim la discuția pe care am început-o săptămâna trecută alături de... De fapt, săptămâna asta, la începutul săptămânii cu domnul profesor Cristian Păun. Mulțumesc că ați acceptat din nou invitația să continuăm discuția. Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație. Ce înseamnă acest mecanism de creștere a pragului de la care sunt impozitate pensiile pe modelul salariului minim european? Da, cumva, încet, încet, guvernul se îndreaptă către un impozit progresiv. Adică încearcă pe veniturile acestea mai mici să scoată impozitul și să-l mărească pe veniturile mai mari. În cazul acesta vorbim de venituri din pensii. Adică vor merge pe... probabil zero contribuție la sănătate, de exemplu pentru pensiile mici, și vor pune o contribuție la sănătate completă sau mai mare, de ce nu, pe pensiile mari și foarte mari, poate vor adăuga chiar și un impozit pe acest venit din pensie pentru aceste salarii mari, aceste pensii mari și foarte mari. Este și o formă de a mai tăia din așa zisele pensii speciale, acestea fiind de regulă cele mai mari ca valoare. Problema este că lovești în cei care au contributivitate foarte mare, lovești în cei care au avut venituri mari reale, da? Și nu fac parte dintr-o categorie specială și care de-a lungul carierei lor au contribuit cu o cincime din venitul lor brut, salarial și alte venituri, poate la pensia pe care o speră de la statul român, pilon 1, și vii și pui mitraliera așa și dai în toți, ceea ce nu mi se pare în regulă, pentru că tu, de exemplu, pe pensiile sociale, care sunt de fapt un fel de ajutor social, nu vei mai pune contribuție la sănătate sau nu vei mai pune alte impozite, vei scoate acele impozite, dar în schimb pe cele cu contributivitate vei pune impozit. Și o să ajungi, de exemplu, ca necontribuind la sistemul public de pensii, primind o pensie socială, tu într-un final să te trezești că primești pensie mai mare decât cel care a contribuit, care e impozitat și supraimpozitat, ca să poată să acopere și ceea ce nu plătește cel cu pensia mai mică. Trebuie să fim foarte atenți ce ne dorim de la acest sistem de pensii. Din punctul meu de vedere, nici o pensie n-ar mai trebui impozitată, nici măcar pentru contribuția la sănătate, pentru că oricum cetățeanul a plătit de-a lungul vieții sale active o grămadă de contribuții acolo și n-a beneficiat în timp ce era salariat de foarte multe servicii medicale. Păi da, dar guvernul de unde mai face bani, domnule Păun? Poate din eficientizarea spitalelor. Nu mai avem atât de multe spitale, avem mai puține, mai bine dotate. Poate din reconsiderarea
relației cu mediul privat de sănătate, pentru că în momentul de față mediul privat de sănătate este cumva la și altele, da. Este o opțiune suplimentară pentru salariați. Dacă vrei să te asiguri privat la sănătate, întâi te asiguri, întâi plătești contribuția de 10% din venitul tău și apoi plătești, dacă vrei, ceva în plus, o contribuție la sistemul privat. Deci noi trebuie să regândim toate lucrurile astea dacă vrem într-adevăr să reformăm toate aceste contribuții pe care le plătim până la urmă prin salariu și care sunt destul de mari, da? 10% la sănătate, 21, ceva la pensii pilon 1, pentru că restul de 3,75 merge la pensii pilon 2, unde este contul nostru. Se depun niște bani lună de lună acolo din contribuțiile noastre la pensie. Deci avem vreo, cum să spun, 30% din acel total de 46% contribuții pe salarii, circa 45% contribuții pe salarii, avem vreo 30% unde putem să discutăm și unde nu prea primim mare lucru, nici pe partea de pensie și nici pe partea de sănătate. Da, aici e nevoie de reforme, dar oricum... Pe asta zic, în teorie sună bine, pe noi practica ne omoară, aia e problema. Da, vin niște pericole și deja sunt niște pericole foarte mari, de exemplu migrația, de exemplu depopularea României, da, acel spor negativ care pune clar presiune pe sistemul public de pensii pilon 1, care se bazează pe o populație care crește, pe o populație care întinerește. Ori noi avem opusul aici, avem niște deficite semnificative și tot mai mari de la an la an, pentru că mai bombardăm acest sistem și cu pensii sociale, mai bombardăm acest sistem și cu pensii speciale. Asta deci voiam să vă întreb, domnule profesor, cu pensiile speciale ce se întâmplă odată cu creșterile astea? Păi atâta timp cât ești condus de special, nu o să se întâmple nimic. Deci mă îndoiesc eu că partidul specialilor care câștigă constant ultimele alegeri și infiltrează toate partidele astea politice vor avea vreodată vreo râvnă în a rezolva problema pensiilor speciale. Chiar și cei mai vocali posibili politicieni sau intrați în politică, ați văzut, în 30 de zile toți au tăiat pensiile speciale. În momentul în care au ajuns la putere și cineva le-a arătat pisica, imediat s-au liniștit, da, e nevoie de altceva, nu, pensiile speciale sunt o prioritate. Din păcate, pensiile speciale, repet, erodează credibilitatea și stabilitatea sistemului public de pensii pilon 1, generează deficite semnificative, bugetare, bani care nu se duc către investiții sau către autostrăzi sau către spitale, spitalele de care vorbeam, către școlile de care ar trebui să vorbim de asemenea. Și atunci cumva nu o să le vedem tăiate atâta timp cât, repet, acolo sus, cei care sunt acolo sunt cei mai vașnici apărători ai calității de special. Complicat oricum, mai ales că din a doua parte a anului vom vedea de unde va găsi guvernul bani pentru noua lege a pensiilor. Păi vă răspund eu ce zic politicienii, că am mai pus întrebarea asta și spun așa, de la bugetul de stat. Da, 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 da. Asta e răspunsul. Clasica sursă. Păi bine, asta nu-i serioasă. Adică, Dumnezeule, nu, în primul rând nu-i serioasă, pentru că la bugetul statului nu sunt banii, sunt tot banii noștri. Adică răspunsul corect ar fi fost, fraierilor, vom avea bani din banii voștri. Dar care vedem că nu sunt suficienți. România este în continuare administrată, guvernată pe caiet și pe datorie, fără legea pensiilor din 1 septembrie. Și care va fi impactul la anul, de exemplu, pe noua lege a pensiilor? De trei ori mai mare decât cel estimat pentru anul ăsta. Oricum, pentru anul ăsta n-am văzut niște cifre clare, că se codesc să ne arate exact ce înseamnă impactul pe buget a acestei noi legi a pensiilor și care va aduce niște corecții prin ceea ce vedem acolo. Vor da pensii mai mari celor care au stagiu complet de cotizare sau chiar muncesc după ce acest stagiu complet sau vârsta de pensionare a fost atinsă.
se fac niște corecții semnificative care înseamnă bani mai mulți la pensii. Acum întrebarea e, creșterile astea se simt cu ceva în buzunarul românilor după 2 ani de inflație? Adică creșterea asta nu acoperă inflația din ultimii ani. Poate o acoperă pasta de acum, din prezent, dar inflația asta se adaugă inflației de anul trecut, aia de anul trecut, de acum 2 ani și tot așa, adică... Păi cred că pe asta se bazează și guvernul, astfel încât să țină întotdeauna aceste majorări salariale, întotdeauna aceste majorări de pensii, mult în urma inflației cumulate, și cumva aș face un calcul. Lasă-vă, cresc prețurile, fac eu să crească prețurile prin tarife, prin tot ce am eu prețuri reglementate, stabilite de mine, în special la utilități, la energie și așa mai departe, presez ca aceste prețuri să crească. Și îmi fac un calcul. Eu le dau lor majorări salariale mult sub și cu mare întârziere față de această inflație care apare. Și atunci cumva aceste creșteri sunt într-adevăr nominale, iluzorii, pentru că în realitate salariul chiar și cu aceste majorări în foarte multe cazuri nu crește, ci scade. Pensia în cele mai multe cazuri nu crește, ci scade. Adică cu toții într-un final sărăcim, nu ne îmbogățim. Pentru că prin inflație și printr-un tip de model de dezvoltare bazat pe asemenea presupuneri, nimeni nu s-a dezvoltat în lumea asta. Da. Guvernul a decis împreună cu patronatele și sindicatele majorarea salariului minim. Hai să mai reamintim o dată ce am discutat la începutul săptămânii. Ce înseamnă această majorare a salariului minim? Din mai multe puncte de vedere. Unul, din punct de vedere al inflației, o nouă presiune pe inflație care s-ar putea să se regăsească în prețul serviciilor oferite de companii. Ce înseamnă pentru mediul de afacere această presiune nouă după ce le-au crescut taxele, după ce urmează probabil un nou val de taxe și anul viitor sau peste 2 ani, că practic noi numim în 2026 reformă fiscală, dar reforma fiscală înseamnă taxe, adică ne-am obișnuit să însemne taxe. Păi haide să luăm un calcul foarte simplu făcut acum. Ca să ai o afacere și să poți să pleci din afacere cu dividendul acasă, ca să poți să trăiești din el ca dintr-un salariu, plătești 16% plus 10% impozit pe dividend. Deci plătești undeva la 26% doar pentru că ai profit și pentru că vrei ca acel profit să-l duci acasă sub formă de dividend. Dacă ești salariat, statul nu-ți percepe o taxă ca să ai salariu ție, nu-ți percepe această taxă, dar îți percepe doar impozitul pe venitul salarial. Adică spre deosebire de capitalistul antreprenor care plătește 16% plus 10, tu plătești 0 plus 10. Dacă vine guvernul acum și crește impozitul pe venit, îl face progresiv pentru salariați și pentru capitaliști, poate se mai gândește să crească și impozitul pe profit de la 16 la 18 sau cine știe ce alte lucruri mai se gândește el, și mai crește și TVA-ul de la 19, poate pe la un 22%, toate aceste măsuri cumulate și suprapuse peste inflație, peste salariu minim, înseamnă un stres extraordinar pentru acele companii mici, aflate la început de drum, care au un cost al capitalului enorm, acele companii care nu au o valoare adăugată foarte mare, și în România multe sunt de tipul acesta, mai ales cele din zona serviciilor sunt cele cu valoare adăugată foarte mică, acele companii unde există concurență foarte mare, unde există intensitate foarte mare a muncii, da? Munca e dominantă, da? Sunt sectoare cum ar fi pielărie, încălțăminte, agri-food și așa mai departe, unde dependența de forță de muncă este foarte mare, iar absența capitalului și costul capitalului prohibitiv face ca aceste companii nici să nu poată să sară repede la roboți, de la munca manuală cu care practic operează aceste companii în momentul de față. Deci estimăm că în final companiile vor închide obloanele, își vor restrânge activitatea, își vor pune în conservare o bună parte a activităților, ceea ce înseamnă că acel calcul pe care guvernul și l-a făcut că prin creșterea salariului minim o să încaseze mai mulți bani la bugetul statului, va fi unul care nu se va vedea
într-un final. Ba dimpotrivă, presiunea pe inflație va fi acolo și pentru că voi încerca să pun salariul minim în preț, dar și pentru că vom fi mai puțini în piață care vom produce, nu rezistă toți, și atunci oferta se va deteriora, ceea ce înseamnă că cu atât mai mult vom putea apăra aceste prețuri mai mari în fața consumatorilor, că nu au de unde alege. Și da, evident că și importurile vor crește. Dar cu toate schimbările astea fiscale, toate impunerile astea, toate taxele noi, mai au apetit investitorii străini să vină în România? Pentru că vedem, nu poate să-și facă oamenii o strategie fiscală, nimic, că se trezesc la jumătatea anului cu noi taxe, după aia la 1 ianuarie alte taxe și tot așa. Vi se pare că are vreo remușcare, vreun politician de la vârf din acest moment cu această problemă? Pentru ei străinii sunt ăia care vin să ne colonizeze. Poate ar trebui să atragem atenție. Adică. Păi da, dar ei o să vină și o să spună, lasă-vă că așa ne colonizează. Noi trebuie să fim suverani, trebuie să fim pe picioarele noastre, nu trebuie să vină colonizatorul din America sau din Germania să sugă sângele poporului. Foarte multe partide. Păi da, dar la companiile astea deschise prin România, ce să vezi, lucrează tot români. Adică... Evident, dacă are români, atenție, nu merg la vot să sancționeze genul ăsta de derapaje. Ei, culmea, în continuare se simt români, mândri că sunt români, plini de patos naționalist și rezonează cu genul ăsta de mesaje. Deci, cu siguranță, izolaționismul economic, suveranismul ăsta nătâng, înțeles prost de către politicieni și această instigare la lupta de clasă pe care o vedem aproape tot timpul în această campanie electorală, în final va avea o notă de plată. Deja ne izolează, nu suntem integrați foarte bine, cu mici excepții, în marile lanțuri de producție. Nu-i vedeți pe români producând chipuri, semiconductori, asamblăm niște mașini pe la prin două orașe apropiate Bucureștiului. Pe la Mioveni și pe la Craiova, da. Dar nu facem mașini agricole, nu facem rachete, nu facem sateliți. Dar stați că facem acum drone, ne apucăm să facem drone. Da. Abia aștept, da. În schimb, guvernul promite salarii de sateliți, de producători de sateliți românilor. Lasă-vă că vă dă tătucul, dacă nu eram eu să măresc salariul vostru la nivelul unui lucrător la NASA, nu se întâmpla treaba asta. Eu întreb pe politicieni, eu tot timpul le dau un exercițiu din ăsta simplu. Doamne, dacă e atât de bun salariu minim și rezolvă atât de bine sărăcia, de ce nu-l face mâine 5.000 de euro pe lună? Pur și simplu, 5.000 de euro pe lună și să-l promitem românului. Cred că am câștigat și alegerile, am rezolvat și problema sărăciei, că vorba aia, 5.000 de euro pe lună nu strică nimănui. De ce nu facem treaba asta? Pentru că dacă tu forțezi politicianul să-ți dea un răspuns la întrebarea asta, el va ajunge la toate argumentele pe care noi le dezbatem non-stop aici, cu fața către antreprenori, către mediul privat, către cei care se chinuie în continuare să dea de muncă unor români pe meleagurile astea, străini sau local, că până la urmă nu contează dacă ești străin sau local, contează faptul că tu ești conectat aici la economia românească și niște oameni, exact cum ați spus, pleacă acasă cu un salariu muncind pentru companie, muncind pentru a produce bunuri și servicii pentru piață. Apropo de ce vorbeam la începutul săptămânii, ce se întâmplă cu clasa de mijloc în toată această goană după salariu minim? Pentru că spuneați și dumneavoastră săptămâna aceasta, domnule, avem români care câștigă puțin, români care câștigă mult și români care câștigă foarte mult. Ce se întâmplă cu cei de mijloc în tot contextul ăsta? Se vor duce către salariu minim. Deja vedem, da, cred că de vreo 2-3 ani de când comentez public aceste efecte negative ale salariului minim crescut, atenție, crescut otova, crescut peste potențialul economiei românești de a-l plăti în momentul ăsta. Deci acest salariu minim folosit fără discernământ la nivel de politician face ca într-un final, de la lună la lună, tot mai mulți români să fie plătiți cu salariu minim. O să ajungem ca salariu mediu
să fie tot mai aproape, tot mai legat de salariu minim. Mai ales că acum o să și legăm cu o formulă să fie jumătate din salariu mediu. O să fie egal cu salariu mediu și va îndeplini și acel criteriu pe care îl cere Uniunea Europeană, să fie jumătate din salariu mediu. La noi o să fie egal cu salariu mediu, mai ales într-o țară cum este România, cu probleme reale de valoare adăugată. Deci într-o țară care n-are acces la capital, n-are infrastructură. Și atunci o să vină guvernul și o să zică: dragi antreprenori, de mâine crește salariul mediu. Și tot așa. Dar nu trebuie să zică guvernul asta. Deci guvernul nu dă salarii, nu el plătește salarii. Numai, cum să spun eu, cei școliți la vechile școli comuniste, socialiste, pot gândi în halul ăsta, total rupți de ce înseamnă știința economică, economia de piață. Nu, salariul nu-l plătește tătucul. Este o mare eroare să creze asta. Dar nu, de-aia am zis. Da. N-am zis că guvernul dă bani. Am zis guvernul vine și zice: domne, de mâine, da, antreprenori, creșteți salariul mediu și tot așa. Care culmea e egal cu ăla minim. Exact. Da, o să sărăcim. Prin acest salariu minim o să sărăcim. Noi ca țară sărăcim. Am spus-o și luni. Singurul lucru pozitiv pe care îl văd la acest salariu minim european este că scoate guvernul din schemă. Adică, deși nu îl scoate total, pentru că nu e precizat ce o să-i facă guvernului României, Uniunea Europeană, dacă nu face salariu minim egal cu media salariului mediu. Nu se prevăd sancțiuni clare. Ce o să facă? O să vină să descindă peste guvernul României? Nu, probabil o să bage niște proceduri de alea, dar mai avem noi, ne mai confruntăm cu niște infringement-uri de-astea pe care le avem de ani de zile și pe mediu și pe... Na. Mai bine ne-am gândit la două lucruri. De ce în IT nu e nevoie de salariu minim? Și asta înseamnă că acolo unde valoarea adăugată e mare, se pierde relevanța salariului minim. De asta de multe ori guverne populiste nici nu sunt interesate de inovare, de educație, de transfer de tehnologie. Astea sunt lucruri care cumva transformă salariatul într-o entitate independentă de tătuc. Că nu-i mai plătește tătucul salariu minim, că nu mai e nevoie de salariu minim. Și a doua întrebare la care ar trebui să se gândească guvernanții noștri este: de ce e nevoie de un salariu minim care să fie egal și nu diferențiat pe sectoare? Sunt unele sectoare care n-au nevoie de salariu minim, cum este sectorul IT, dar sunt unele sectoare care au nevoie de acest salariu, dar nu să fie egal cu Horeca, de exemplu. N-ar trebui să aibă un salariu minim egal cu construcțiile. Sigur că aici am mai lucrat un pic în ultima perioadă și avem un salariu minim diferențiat construcții versus alte sectoare și avem un salariu minim diferențiat între cei care, pe care îi importăm din alte țări și cei care sunt locali, da, angajații locali au alt salariu minim cu care sunt plătiți. Dar ca să revin, salariul ăsta trebuie să fie diferențiat pe sectoare puternic și dacă tot aplicăm o formulă din aia matematică, ok, să fie jumătate din salariul mediu al sectorului și deja e un lucru mai bun, nu un salariu mediu total aplicat pe toate sectoarele. Dar astea sunt, cum să spun eu, aspecte de detaliu care mai îmbunătățesc un pic problema salariului minim. Oricum, problemele fundamentale ale salariului minim rămân, nu se rezolvă prin nicio tehnică din asta de care vorbeam. Bun, vă mulțumesc, domnule Cristian Păun, vă mai așteptăm la Prima News și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, noi am ajuns la finalul acestei ore. Ne reîntâlnim la fix cu titlurile orei 14 și o discuție cu fostul secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Iulian Fota, temele externe la zi. Vă aștept în scurt timp. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, titlurile orei 14 și ultima ora dezbaterilor. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că guvernul va aloca 1,8 miliarde de lei în finanțarea proiectelor europene din domeniul transporturilor. Acestea includ proiecte majore ale drumurilor din România, printre care și autostrada Sibiu-Pitești, autostrada Transilvania și autostrada Târgu Mureș-Iași.
Premierul a adăugat că va fi suplimentat cu 840 de milioane de lei bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru liniile de metrou din București și Cluj, ambele fiind jaloane în PNRR. Digitalizarea trece la alt nivel, site-urile web ale 1000 de primării și consilii județene vor fi adaptate sau reconstruite pe un format standardizat național în baza unui program coordonat de Ministerul Cercetării și Digitalizării aprobat de guvern. Programul prevede alocarea pentru acest an a 50 de milioane de lei, a anunțat la Palatul Victoria ministrul Bogdan Ivan. Acesta din urmă a precizat că în primul rând se vor interconecta platformele actuale ale primăriilor cu platformele de plăți electronice precum ghișeul.ro. Prin implementarea programului, autoritățile locale vor beneficia de un suport practic pentru a se asigura un standard în ceea ce privește solicitările pentru serviciile publice. Peste 100 de companii au depus la Ministerul Energiei solicitări de finanțări nerambursabile din fonduri europene prin PNRR pentru proiecte de construire de capacități de stocare a energiei electrice în baterii, anunță Profit.ro. Apelul de proiecte a fost relansat în februarie și are ca obiectiv sprijinirea punerii în funcțiune de instalații de stocare cu putere instalată de 480 de MW până la jumătatea anului 2026. Bugetul schemei de sprijin este însă sub 80 de milioane de euro. Ministrul Mediului Mircea Fechet a cerut public comisarilor gărzii de mediu să aplice amenzi magazinelor care, citez, își bat joc de cetățeni. Unii dintre ei captivi în anumite sate sau comune, cărora le refuză plata garanției de 50 de bani la ambalaje prin acest sistem de garanție returnare. Când o persoană vine să înapoieze acel recipient, să o trimiți la primul supermarket care s-ar putea să fie la kilometri depărtare este profund greșit, a spus ministrul. Oficialul a mai declarat că dacă anterior le-a recomandat comisarilor de la Garda de Mediu să explice și să vină mai întâi cu avertisment, acum este timpul să acționeze ferm și să aplice amenzi. Persoanele și cuplurile infertile care doresc să aibă copii vor putea beneficia de sprijin de până la 15.000 de lei din partea statului pentru asigurarea medicamentelor și procedurilor de specialitate în țară. De asemenea, executivul a suplimentat bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pe acest an cu suma de 150.000 de lei, reprezentând credite de angajament și 5.000 de lei reprezentând credite bugetare. Banii provin din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului și reprezintă sprijin financiar pentru un număr de maximum 10.000 de beneficiari. Și continuăm cu informații externe. Perioada vacanțelor în Grecia este tot mai aproape. De aceea, autoritățile de la Atena au introdus reguli noi pentru turiștii care călătoresc cu autoturismele personale și au feribotul. Mai exact, șoferii de mașini electrice, hibride sau alimentate cu GPL trebuie să știe că pentru a le fi permis transportul cu vehiculele pe feribot, bateriile mașinilor electrice nu trebuie să fie încărcate la mai mult de 40% din capacitate, în timp ce vehiculele alimentate cu GPL nu trebuie să aibă mai mult de jumătate de rezervor plin. Mai mult, pasagerii au obligația de a informa echipajul în cazul în care primesc vreun mesaj de alertă legat de vehiculul lor. Catedrala Notre-Dame va fi redeschisă pe 8 decembrie, la 6 ani după ce un incendiu i-a devastat acoperișul. În condițiile în care acest termen a fost impus de președintele Emmanuel Macron, după incendiul din 15 aprilie 2019, redeschiderea catedralei nu va putea avea loc înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice, programate să aibă loc în această vară în Franța. Reconstrucția propriu-zisă a început în anul 2021. Autoritățile au decis ca monumentul din secolul al XII-lea, o capodoperă a arhitecturii gotice, să fie reconstruit așa cum era înainte. Prin urmare, lucrările de reconstrucție vor include și refacerea turlei înalte de 93 de metri. Informații din sport acum, Cătălin Golovca este gata să revină pe teren. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani este liber de contract de la începutul anului, după ce s-a despărțit de Chindia Târgoviște. După o pauză de o jumătate de an, Golovca se află în negocieri foarte avansate cu altă formațiune din Liga Secundă, CSM Slatina, conform liga2.prosport.ro. Cătălin Golovca a impresionat cu ani în urmă, pe vremea când evolua la FC Botoșani, ulterior a ajuns și la FCSB și este cotat la 150.000 de euro pe Transfermarkt. Și așa cum v-am obișnuit, încheiem cu datele meteo.
Astăzi cerul se va menține senin pe parcursul zilei în aproape toate regiunile. Vor exista norări temporare accentuate pe timpul ploilor. De asemenea, se vor înregistra precipitații cu caracter torențial, descărcări electrice și vânt puternic în vestul, centrul țării și în regiunea Moldovei. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade Celsius. Teme externe în această oră, doamnelor, domnilor, cu o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. NATO, cum ar trebui să reacționeze față de amenințările Rusiei? Care ar trebui să fie reacția NATO la noile amenințări venite de la vârful Kremlinului? Răspunsurile, pagina de Facebook Prima News, numărul de WhatsApp, platformele noastre vă stau la dispoziție. Așteptăm părerile, comentariile dumneavoastră. Revenim la dezbateri după o scurtă pauză. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct. Îl avem alături de noi pe Iulian Fota, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, cu mare plăcere. Hai să începem cu Ucraina, pentru că e o dezbatere intensă la nivel european în ultimele zile. Dacă să fie lăsată Ucraina să folosească armamentul occidental primit din Occident sau de la Statele Unite ale Americii, să lovească ținte pe teritoriul Federației Ruse. O informație recentă ar fi că Statele Unite ale Americii se alătură Marii Britanii, de exemplu, și sunt de acord ca Ucraina să folosească, să lovească, mă scuzați, ținte în Rusia. E o escaladare a conflictului? Cum vedeți? Bineînțeles, au apărut și reacții din partea rușilor. Nu este o escaladare a conflictului, pentru că atât Ucraina cât și Occidentul nu fac altceva decât să încearcă să țină pasul cu creșterea în intensitatea ofensivei ruse. Trebuie să spunem lucrul ăsta. Tabloul strategic ne arată situația următoare. De câteva luni, Rusia este în ofensivă în Ucraina. Rusia este din ce în ce mai bine conectată cu statele care o sprijină, mă refer aici la China, Iranul de Nord, Corea de Nord. Sunt deja informații pertinente, de exemplu, acum câteva zile, britanici au dat astfel de informații, cum că ajutorul din China este tot mai consistent și se pare că China începe să ajute cu livrarea de capabilități militare, ceea ce vă dați seama ce ar însemna să combin forța industrială a Chinei cu demografia mult mai avantajoasă a Rusiei. Știm că Rusia are o populație de vreo 3 ori mai mare decât cea a Ucrainei. Deci Rusia are un moment bun, are un moment de ofensivă. Evident, vrea să și-l păstreze, de aia și apelează la anumite intimidări, cum e șantajul cu utilizarea armelor nucleare. Iar Ucraina și Occidentul încearcă să țină pasul cu această escaladare a Rusiei pentru a menține pe cât posibil un echilibru strategic în zonă. Deci cam asta este miza acestei discuții. De a-i conferi Ucrainei acele resurse. Acum, ca o paranteză, ținând cont și de faptul că sunt o serie întreagă de întârzieri în livrarea de armament către Ucraina, ținând cont de faptul că Ucraina are ea propriile dificultăți în a recruta, în a pregăti noi generații de soldați și așa mai departe, Occidentul încearcă să compenseze această slăbiciune de moment a Ucrainei și să tempereze, cum spuneam, ofensiva rusă prin decizii suplimentare, decizii care până acum nu au mai fost luate. Și asta este un astfel de exemplu. Deci Ucraina va fi lăsată să-și folosească acele arme de distanță lungă, de mare distanță, pe care le-a primit ca parte a ajutorului occidental de la statele care produc astfel de arme. Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania. Deci cei care au livrat astfel de capabilități îi dau și permisiunea în acest moment să le folosească pe ținte de pe teritoriul Rusiei. Urmează o dezbatere în Elveția, un așa numit summit de pace. Bun, acum e destul de complicat, dar vreau să vă cer și părerea dumneavoastră. Un acord de pace fără participarea Rusiei poate fi luat în calcul? Adică, în teorie, ar trebui să se așeze la masa discuțiilor atât Ucraina cât și Rusia. Indiferent, bineînțeles, Rusia, fără doar și poate, este statul agresor, este statul care n-are ce căuta pe teritoriul altui stat.
Asta nu încape discuție, dar un acord de pace la care să... sau niște discuții, hai să... departe un acord de pace, niște discuții de pace la care să nu participe Rusia, cât de eficiente sunt? Conferința nu este pe un acord de pace, conferința este pe un plan de pace, planul de pace al președintelui Zelenski sau viziunea ucrainiană despre cum ar putea să fie încheiat acest conflict. Acum, aici trebuie să dați câteva explicații pentru telespectatorii dumneavoastră care nu au urmărit procesul de la început. Au fost critici și reproșuri atât din partea Rusiei cât și din partea unor state din așa numitul Global South că Ucraina este mai degrabă interesată în război, în confruntarea militară și că nu este pregătită să vină și cu o soluție alternativă de pace. Și exact asta Ucraina a încercat să facă și lucra deja la un astfel de plan. Deci în momentul în care criticile astea au fost puternice, au fost vizibile, Ucraina cu atât mai mult s-a simțit îndreptățită să arate că ea are adică se pregătește și pentru opțiunea diplomatică, opțiunea de negocieri, nu e interesată numai de confruntare militară. O confruntare militară pe care de altfel nici n-a cerut-o, știm foarte bine că Rusia a agresat. Deci ucrainenii au pus la punct mai întâi într-o fază preliminară și am participat la unele din discuțiile din conferințele internaționale dedicate acestui proiect. Mai întâi au pus la punct câteva linii directoare. Dacă vreți, o viziune despre cum văd ei pacea în momentul ăsta, o pace ce ar putea fi încheiată în viitor între Rusia și Ucraina, au încercat, pe bună dreptate, să obțină sprijin internațional pentru viziunea lor și pentru planul lor și de aceea au avut loc mai multe conferințe în Malta, la Jeddah a fost una dintre ele foarte importante, acolo și China a participat, tocmai pentru ca Ucraina să-și prezinte viziunea și să convingă statele lumii, dincolo de statele occidentale, de așa numitele like-minded states, astea sunt vreo 40, vreo 44, să convingă și alte state că merită, diplomatic vorbind, să fie investit efort internațional în soluția ucrainiană de pace. Și asta este miza, dacă vreți, acestei conferințe, acestui summit, deci o conferință la nivelul cel mai înalt care se dorește a fi găzduită de Elveția și unde Ucraina, de data asta, deci anterior discuțiile erau cu nivele mai mici de decizie, de secretari de stat, de experți, în momentul ăsta și în baza discuțiilor care au tot avansat, Ucraina vrea să pună pe masa liderilor de state, șefilor de state și de guvern, planul său, ca ulterior acest plan, în măsura în care el este agreat de celelalte state, să devină o bază în negocierile cu Rusia, atât în relația bilaterală ruso-ucrainiană, cât evident și în relația multilaterală mai largă, dar la fel de importantă, între Statele Unite, Rusia, China și alți actori internaționali foarte importanți. Deci este o conferință prin care președintele Zelenski vrea să prezinte întregii lumi cum vede el posibila pace între Rusia și Ucraina, nu înseamnă absolut deloc că vom avea imediat un acord de pace sau vor începe imediat negocieri. Pentru că aici a spus corect. Fără Rusia, ce negocieri de pace să faci? Deci deocamdată este un exercițiu de diplomație, dacă vreți, internațională și publică într-o anumită măsură pe care Kievul le exercită și se așteaptă că astea sunt întrebările mari. Ce participare importantă vom avea? Și de departe, cele mai importante participări sunt ale președintele Statelor Unite, bineînțeles, și să vedem China, dacă va dori să sprijine acest proces. Pentru că, și aici trebuie să spun lucrul ăsta, China are și ea propriul plan. Asta voiam să zic. Urmează și din partea rușilor și din partea Chinei. Xi deja a anunțat că nu va participa în Elveție la această conferință. De partea cealaltă se prefigurează o conferință asemănătoare între China și Rusia. Deci, știm că China are un plan de pace pentru că el a fost prezentat acum, cred că deja aproape un an de zile. Da. Sunt, dacă nu mă înșel, câteva puncte, câteva idei mari acolo prezentate. Care public. Favorizează Rusia. Bun, evident. M-am uitat și eu, l-am citit, evident. Deci, în sensul că China face tot ce poate ca Rusia să nu iasă înfrântă, învinsă din această situație complicată, pentru că aici știm bine unitatea de poziții între Rusia și China atunci când vine vorba de Occident și slăbirea lui. Știm că președintele Chinei a discutat lucrul ăsta cu președintele Macron la Paris și o să fie foarte interesant să vedem, pentru că și președintele Statelor Unite va merge în Franța cu ocazia aniversării celor 80 de ani de la debarcarea din Normandia. Deci, asta este un lucru bun. Pe lângă confruntarea militară dură, intensă și cu atâtea victime civile, din păcate, pe care o vedem în momentul ăsta în Ucraina, în estul și sudul Ucrainei, este important că procesul de pace și efortul diplomatic merge și el înainte. Nu mă aștept la rezultate notabile, dar totuși cât timp efortul diplomatic se derulează, putem păstra măcar o mică speranță că se poate găsi o soluție la conflictul ăsta prin negocieri și compromis. Și o ultimă întrebare pe subiectul acesta și mergem mai departe cu temele de discuție.
Care sunt implicațiile pentru România odată cu tensiunile acestea? În ultima perioadă, încă de la vizita președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite ale Americii și chiar și înainte de asta, era o dezbatere la nivelul Uniunii Europene privind deja celebrele sisteme Patriot. Au fost o serie de state care au spus încă de la început, domne, noi nu putem da, state care o parte dintre ele s-au răzgândit pe parcurs, cum este exemplul Spaniei, și state care sunt ceva mai aproape de război, chiar la graniță cu Ucraina, cum este cu războiul, cum este Polonia, de exemplu, care au spus, domne, nu putem să dăm astfel de sisteme, a spus Donald Tusk, premierul Polonia, a spus clar, nu putem să dăm, avem desfășurate sistemele astea de apărare la granița cu conflictul ăsta sângeros. Vedeți și dumneavoastră, la începutul războiului au mai intrat tot felul de rachete, tot felul de drone în spațiul nostru aerian. Nu putem risca să rămânem fără apărare. În România lucrurile sunt incerte. România cântărește decizia asta și e foarte bine că face acest lucru și a ieșit destul de ferm președintele Klaus Iohannis spunând că evident nu putem rămâne fără apărare. Vedem ce putem obține la schimb. Însă vedem că se discută mult în ultimele zile despre înarmarea Ucrainei. Spuneam că Spania s-a răzgândit, Spania care dă sisteme Patriot și o să doneze și niște tancuri. Se vorbește în ultimele zile despre înarmarea Ucrainei. Cum vedeți discuțiile din ultimele zile? Care sunt implicațiile pentru România? Cum poate ajuta România mai mult Ucraina? Implicațiile pentru România sunt majore. Pentru că și ăsta e un lucru pe care cred că nu toată lumea înțelege în România. Cele mai expuse țări la prăbușirea Ucrainei sau la înfrângerea militară a Ucrainei către Rusia sunt Republica Moldova și România. Nu Polonia, nu țările baltice, din tot felul de motive pe care, dacă vreți, le putem discuta. Deci interesul nostru pentru ca Ucraina să reziste ca stat independent, ca stat suveran, interesul nostru ca agresiunea rusă să nu treacă linia Niprului și să fie menținută dincolo de Nipru, pentru ca inclusiv orașe foarte importante pentru noi, precum Odessa, să rămână ucraineană, este enormă. Soarta, și aici președintele a spus la Varșovia anul trecut un lucru care este în continuare adevărat valabil. Președintele a spus la Varșovia, vă aduceți aminte, reuniunea aceea internațională mare cu președintele Biden, cu președintele Duda, securitatea națională a Ucrainei înseamnă securitate pentru România. Securitatea României depinde de trei piloni. Primul rând, efortul național, ceea ce facem noi pentru propria noastră țară și de-aia e foarte bine că încercăm și bine ar fi să și grăbim să dotăm armata cu capabilitățile necesare. Al doilea pilon foarte important e NATO și articolul 5, garanțiile astea foarte importante, dar nu absolute, nu supreme, ca să nu exagerăm o situație pe care trebuie să o privim realist, lucid. Și al treilea pilon este supraviețuirea Ucrainei ca țară. Dacă Ucraina stă pe picioarele ei, Republica Moldova este salvată, România este mult mai bine protejată. Ori, și așa cum dacă Ucraina se prăbușește, imediat s-a prăbușit orientarea europeană de la Chișinău, vom avea o situație absolut, cum să spun, incalificabilă, extrem de periculoasă în Republica Moldova, cu posibilitatea ca Rusia să mărească puternic prezența militară, nu numai în Transnistria, dar și dincolo de Transnistria, ceea ce înseamnă să ai armata rusă, era să-ți groșe, armata rusă pe Prut din nou ca frontieră comună. O situație mult, mult mai dificilă decât ce avem astăzi. De aceea eu cred că România trebuie să continue politica corectă și politica prudentă. Să știți că niciuna din deciziile României n-a fost luate așa pe picior, superficial. De fiecare dată au fost întoarse pe toate părțile. De fiecare dată specialiștii foarte buni în drept internațional pe care i-are Maie s-au pronunțat, s-au exprimat, pentru că România nu vrea să ajungă în confruntare militară directă cu Rusia, nici măcar ca țară membră NATO, dar aminte în afara ei. Dar pe de altă parte, nu poți să lași victimele unei agresiuni neajutorată, mai ales când ți este vecin. Deci eu cred că România trebuie să continue politica corectă și înțeleaptă de a ajuta Ucraina să reziste. Și sistemul ăsta Patriot pentru ei poate însemna foarte mult, foarte mult, pentru că rușii în continuare omoară civil ucrainieni ca să pună presiune pe guvern. Președintele Zelenski spunea acum vreo câteva zile că au ajuns la 3.000 de rachete trimise pe lună, trimise din Rusia peste Ucraina, tocmai ca să se mărească foarte mult presiunea pe guvernul legitim al Ucrainei. Deci, cu această instalație, situația Ucrainei s-ar putea ameliora. Nu cred că România s-ar expune prea mult sau ar fi o catastrofă dacă am transferat ce, dacă aici termenul legal trebuie stabilit de către guvern și de către stat, acest sistem împrumuta, nu știu, rămâne să se stabilească acest sistem Patriot Ucrainei.
E adevărat că nu stăm nici noi nemaipomenit, că sunt doar 4, 3 urmează să vină, doar unul este operaționalizat. Astea sunt informațiile publice. Dar aici trebuie să facem o balanță și să cântărim și să ne uităm la lucrurile fine. Și repet, una din cele trei garanții foarte importante de securitate este menținerea Ucrainei pe picioarele ei și ținerea rușilor peste Dnipru. În momentul ăla salvăm și România și Republica Moldova. Deci eu am recomandat public și am încurajat o decizie favorabilă. Sper ca statul să meargă în direcția asta. Bun, menționam ceva mai devreme de Spania, care s-a răzgândit pe parcurs în privința... Spania oferă 1 miliard. Spania a anunțat, dacă nu mă înșel, cu ocazia semnării acordului de cooperare pe securitate, că oferă 1 miliard. În interiorul acestui miliard, probabil că sunt mai multe capabilități pe care Spania le va oferi Ucrainei. Tot de la Spania, o mișcare importantă, vă propun să schimbăm frontul, să mergem în Orientul Mijlociu, mă rog, în Orientul apropiat. Și vorbim despre Palestina, statul palestinian recunoscut de Spania, de Irlanda, de Norvegia, dacă nu mă înșel. Sunt o serie de state care au recunoscut Palestina. Decizii criticate puternic, inclusiv de Statele Unite ale Americii. Bun, Statele Unite ale Americii au fost susținători ai soluției celor două state. Însă nu știu dacă e momentul potrivit pentru recunoașterea statului palestinian în condițiile în care să recunoști un stat care nu știi de unde până unde se întinde, care e capitala. Adică momentan e situația incertă în teritoriul respectiv. Cum vedeți decizia statelor respective? Dacă ne mai auzim, domnule Fota. Da, îi rog pe colegi să refacă legătura cu domnul Fota. O să vorbim despre statul palestinian. Sunt mai multe state care au recunoscut Palestina ca stat. Atunci ne întrebăm ce a avut la bază această decizie, de unde până unde se întinde Palestina, ce implicații vor avea aceste decizii asupra conflictului dintre Israel și Hamas. O să încercăm să răspundem la aceste întrebări și, bineînțeles, mai avem și alte teme, pentru că menționa domnul Fota de Republica Moldova, o să încercăm să atingem puțin și din subiectul legat de Republica Moldova și de traseul asumat de Republica Moldova pe drumul european. Și, bineînțeles, în măsura în care ne permite timpul, să vorbim și despre noile sancțiuni pentru Rusia. Consiliul Uniunii Europene a stabilit noi sancțiuni pentru Rusia. Bineînțeles, o să ne întrebăm cât de eficiente sunt, dacă vor avea și efecte inverse, dacă ne vor lovi și pe noi în măsura în care vor lovi Rusia și cum rezistă economia Rusiei la valul de sancțiuni la care a fost supusă Federația Rusă de când a început războiul împotriva Ucrainei. Bun, dacă au refăcut colegii legătura cu domnul Fota. Îl avem pe domnul Fota alături de noi? M-auziți? Da, acum vă auzim. Acum așa e cu conexiunile astea la internet, mai pică, bine că avem telefonul la dispoziție. Vă întrebam de Palestina și de țările care s-au pronunțat în privința acestui stat palestinian. Spania, Norvegia, Irlanda sunt niște state care au recunoscut Palestina, primind critici, bineînțeles, din partea Statelor Unite ale Americii, din partea comunității internaționale și așa mai departe. Statele Unite ale Americii susținători ai soluției celor două state, dar nu cred că în momentul ăsta să recunosc totalitatea cuiva, dar nu știi de unde începe teritoriul, până unde se termină, care e capitala, adică sunt mai multe lucruri de luat în calcul, plus că este un conflict în desfășurare acolo. Bun, acum să le luăm pe rând. Dintr-o perspectivă națională românească, deciziile astea nu ridică probleme deosebite. Noi avem o politică tradițională de relații foarte bune și cu o parte și cu cealaltă. Deci aici decizia pentru noi ca țară nu aduce nimic nou. Ce nu-mi place mie este că astea sunt decizii care
pe de o parte, cred că ar fi meritat o mai mare coordonare și mai multe discuții în interiorul Uniunii Europene, că dacă tot vrem să facem o politică europeană comună, ar fi bine să ne coordonăm, să ne corelăm un pic unii cu alții. Pe de altă parte, valoarea practică a acestor decizii este foarte scăzută, ca să nu zic inexistentă. Ele au dus, deciziile astea au dus la tensionarea relațiilor acelor state cu Israelul, ceea ce iarăși nu este un lucru util. Din punct de vedere practic, nu se va întâmpla nimic pe teren ca urmare a acestor decizii. Acum vreau să mai spun un lucru. Bănuiala mea e, și cel puțin în două dintre cele trei situații cunosc bine lucrurile, deciziile sunt luate mai degrabă pe chestiuni de ordin intern. Deci deciziile sunt luate ca urmare a unui nivel de presiune de așteptare în rândul propriei populații și fără ca aceste decizii să fie prea mult corelate cu situația din regiune. Iar aspectul practic rămâne în continuare determinant, pentru că o decizie pe care o iei doar așa, cu ghilimele de rigoare, pentru galerie, dar care nu are niciun fel de efecte în teren, pozitive și mai dimpotrivă poate avea efecte negative, nu este de dorit. Problema mare în momentul ăsta, și asta trebuie să explicăm, este că atunci când vine vorba de autoritatea palestiniană, aici avem o criză extrem de complicată și nu știm cum se va rezolva. Pentru că, de fapt, autoritatea asta palestiniană este ruptă în două. E foarte bine că Hamasul gestionează Gaza și Fatahul gestionează West Bank-ul. Știm foarte bine că sunt niște probleme legate de cine va urma la comanda Fatahului, având în vedere că seniorii actuali care conduc Fatahul au o vârstă venerabilă și biologia nu iartă pe nimeni. Și o parte din reținile pe care le vedeți la state precum SUA sau alte state occidentale pleacă din aceste considerente. De fapt, cu cine vom angaja dialogul pentru a duce soluția celor două state la capăt? Pentru că aici, să spunem încă ceva, nu contestă nimeni și nu are nici nimeni în Occident la soluția celor două state. Deci, în continuare, strategia occidentală, cu nuanțele de rigoare, că aici sunt mici diferențe, pentru toată lumea occidentală este să vedem un stat palestinian în paralel dezvoltându-se, manifestându-se cu Israelul, în deplină siguranță și unul și celălalt, și cele două având măcar o minimă cooperare, pentru că e de neimaginat un stat palestinian fără ca Israelul să fie de acord și anumite aspecte, inclusiv legate la Oslo. Fac o paranteză acum, se poate viziona și filmul, care e foarte interesant și bine făcut, eu cred că pe Netflix este. Inclusiv la Oslo s-au negociat elemente de-astea, de cine strânge gunoiul, cine asigură nea publică, cine cu cine cooperează, pentru că astea sunt elemente definitorii pentru un stat. Și secvența asta e foarte bine reflectată în film. Deci, sunt niște decizii care, eu așa le văd, mai degrabă generate de cauze interne, de un anumit orizont de așteptare la nivelul opiniei publice, dar care nu vor soluționa nimic, ba din potrivă tensionează relațiile cu Israelul și asta înseamnă că complică odată în plus toată chestiunea. Da. Apoi mai e o chestiune. Cine și-ar asuma guvernarea fâșiei Gaza după tot acest conflict? Bună întrebare, e o întrebare extrem de importantă. Vedeți, aici chiar discutam cu studenții mei la un seminar, cred că acum două săptămâni. Deci dacă o fâșie de, nu știu, câteva zeci de kilometri pătrați, cu o populație de 2 milioane, nu prea vrea nimeni în momentul ăsta să o gestioneze, datorită complexității problemelor, vă dați seama, cu atât mai mult înțelegi de ce nu mai vrea nimeni, nici măcar America, să gestioneze o planetă întreagă cu probleme atât de complicate și câteva miliarde de oameni care au așteptări de la o minimă nivel de civilizație până la siguranță personală. Deci, nu știm. Aici va trebui construită o soluție. Comunitatea internațională, principalii actori din zonă, SUA, Statele Arabe, Israelul, evident, reprezentanții autorizați, care ar fi ăia ai populației palestiniene, vor trebui să construiască o soluție, pentru că cele 2 milioane de oameni, sau câți mai sunt acolo, că înțeleg că mulți au plecat, au dreptul la o viață totuși cinstită, corectă, în siguranță, cu mine prost, măcar cu minimum de civilizație, adică apă curentă, sănătate publică, mai departe, asigurat. Dar deocamdată nu avem soluția asta conturată. Avem niște demersuri, avem negocieri, avem mai multe idei aruncate mai degrabă de niște ONG-uri pe piață, dar suntem, din ce văd eu, departe ca statele principale, statele ca acționari principali în toată povestea asta, să fie finalizat discuțiile, să ajungă la o concluzie. Poate elimina Israelul în totalitate Hamas, așa cum e dezideratul armatei israeliene? Domne, vrem să eliminăm Hamas de pe fața pământului pentru atacul din 7 octombrie? Nu. Avem experiența IRA,
Deci eu cred că problema asta se poate rezolva, dar nu prin soluții de tip militar. Bun, pentru faza asta acută, cum suntem acum, ținând cont de cum să spun, barbaria pe care au întreprins-o indivizii ăștia în 7 octombrie anul trecut, pot să înțeleg duritatea soluției militare. Dar pentru ca să ai o rezolvare pe termen lung, eu cred că putem avea în minte exemplu armatei republicane irlandeze, care ea de bună voie a hotărât la un moment dat să renunțe la terorism, să renunțe la violență și la atentate, să treacă la abordarea chestiunii într-o manieră politică, au cum zice, încurajat și susținut acel acord politic pe care la un moment dat l-am avut între diferiți reprezentanți a irlandezilor și Marea Britanie, un acord moșit, să zic așa, mediat și moșit de Statele Unite și care stă în picioare, chiar dacă din când în când au mai fost mici probleme, până în ziua de astăzi. Dar asta a presupus ca Marea Britanie să rămână angajată în lupta împotriva IRA ani de zile, cu costurile și riscurile de rigoare, până când i-au forțat pe radicali irlandezi să vină la masa negocierilor. Deci numai așa cred că s-ar putea ieși din impasul ăsta cu Hamas. Hamas e o mișcare, nu e numai o mișcare teroristă, o grupare teroristă. Are în spate întreagă ideologie, are multe centre de sprijin. Acum sunt și state din zonă implicate puternic și mult. Iranul, deci da. Nu cred că există ameliorări militare pe termen scurt, putem avea. Dar soluții sustenabile numai pe termen lung, numai pe formula pe care am prezentat-o mai devreme. Bun, nu mai avem timp, din păcate, mai rămăseseră niște subiecte, sancțiunile pentru Rusia, cât de eficiente sunt și așa mai. Eficiente. Trebuie să le ținem, dar să nu ne bazăm numai pe ele. Exact, mai aveam de discutat despre traseul european al Republicii Moldova, odată ce a intrat în linie dreaptă și referendumul respectiv. Dar poate într-o ediție viitoare... La Moldova, 30 de secunde. Vă rog. Trebuie să urmărim. România trebuie să preseze și știu că face chestia asta deja. Avem nevoie ca în iunie Moldova și Ucraina să înceapă negocierile de aderare. Da. Dar e un moment extrem de important. Nu trebuie amânat momentul respectiv. Nu o să fie ușor să ajungem la el. Dar spre finalul lui iunie eu sper că Uniunea Europeană va avea suficientă forță ca să dea acest semnal celor două capitale și cele două țări să înceapă să facă acest pas. Altfel riscăm să pierdem vreun an. Cine știe ce se mai întâmplă în anul ăsta? Bun, vă mulțumesc, domnule Fota, vă mai așteptăm la Prima News și cu alte ocazii, în măsura în care vă permite timpul. Vă mulțumesc pentru intervenție și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, celor de acasă, vă mulțumesc pentru atenție. Ne dăm întâlnire luni la ora 12 aici la Prima News. Rămâneți cu bine și un weekend cât mai bun să aveți. Numai bine!